înseamnă dorințe împlinite, vise împlinite, multe vise împlinite, ocazia de a le împlini, ocazia de a lăsa unele vise să moară, să dispară, să se consume și apoi ocazia de a lăsa noi vise să se nască și să încercăm să le împlinim împreună. Și ceva mai frumos, nu știu dacă poate fi. Iubire, sacrificiu și multă credință. E foarte greu de zis, pentru că au fost multe și sunt convinsă că multe le-am și uitat și sunt... au intrat așa în istoria noastră și ele se văd în sudura și în relațiile dintre noi. Dar un moment, eu mi-l aduc aminte, de fapt nu a fost doar unul, a fost un gen de moment pe care mi-l amintesc. Eu auzeam mari artiști vorbind despre emoția și frisonul scenei și a publicului, frisonul de a auzi rumoarea publicului în sală și de a, sau tăcerile din timpul unor reprezentații, unor spectacole. Și mă gândeam ce frumos, probabil în era noastră, ziua noastră, nu, care e mult mai pragmatică, mult mai concretă, mult mai așa, s-a pierdut poezia asta, probabil erau niște oameni sensibili și aveau trăirile astea foarte frumoase. Și n-am crezut că o să am ocazia să trăiesc eu așa ceva. Și la un moment dat, asta se întâmpla mai ales, și acum se întâmplă, dar se întâmpla mai ales la începuturi, în primii câțiva ani a Teatrului Elisabeta. Comediile noastre sunt foarte comice, lumea râde, se simte bine, lumea vine și râde mult și știe, toată lumea știe, râzi mult la Elisabeta. Dar mi-amintesc unele spectacole, mi-amintesc clar într-un Boeing Boeing, când am jucat și nu joc atât de des, dar la un Boeing, la mai multe, și Boeing, și Milionul, și mai multe spectacole, dar în special în seara aia la Boeing, mi-amintesc că era atât de mult râdeau și atât de mult puteau să râsetele se amplificau și aplaudau și râdeau și era așa un sentiment, pentru câteva clipe, eu am avut senzația că e ireal, că nu se poate, n-are cum să fie. Râdeau atât de tare încât aveai senzația că sala se ridică de la sol, că e ceva, râdeau și aplaudau într-o frenezie, cum eu n-am crezut că e posibil așa ceva. Și nu, mă gândeam, ha, că e bine, că e spectacolul amuzant și e bine, lumea râde. Dar nu era doar asta, era, se trecuse într-o altă... Nu știu cum să spun. Era pur și simplu ceva atât de electrizant încât te emoționați, venea să plângi și să râzi și nu știi ce se întâmplă cu tine și era ceva de nedescris. N-am crezut că există așa ceva. Mă gândeam că sunt oameni sensibili care trăiesc momentele. Nu, chiar s-a întâmplat și alea sunt momentele pe care le țin minte cu... și acum mă emoționează când mi-aduc aminte că nu înțelegeam ce se întâmplă, doar simțeam că ne luăm zborul așa pur și simplu și că râsetele și aplauzele ridică teatrul în sus. Nu știu, a fost ceva... Ăla a fost cel mai minunat moment pe care l-am trăit vreodată în viața mea. Cel mai comic a și venit în cer... Unul din cele mai emoționante momente din viața mea a fost când am făcut înlocuirea în Rusoaica, a trebuit să intru în Boeing Boeing și să fac înlocuirea... În 5 ore a trebuit să facă înlocuirea. Și dacă nu ar fi avut colegul nostru, Lucian Ghimiș, o inspirație de moment, ar fi fost probabil o emoție și o amintire emoționantă și intensă. Dar pentru că el a fost atât de inspirat în momentul respectiv, a devenit o amintire comică, cea mai comică din viața mea. Pe cât eram eu de emoționată să intru în spectacol și vai de mine, o să-mi iasă, nu o să-mi iasă, o să știu cuvintele, nu o să știu, era ceva, era o chestie inedit, nu mai făcusem în viața mea așa ceva. Și Lucian, în momentul în care și-a dat seama, a văzut dezastru, cât de mult ar trebui să repetăm ca înlocuirea asta să fie făcubilă, s-a uitat la mine, care eram transfigurată, emoționată, venisem cu 4 ore înainte, tremuram, făceam mișcarea, era ceva singură, de nebună, prin spațiu, prin decor. A venit și el cu 2 ore înainte, cât a putut și el, s-a uitat așa la mine, s-a uitat la spațiu și a dat seama cât ar trebui să repetăm și zice, iubita mea, mai rău ne încurcăm. Și n-am mai repetat nimic. Dar în momentul ăla m-a calmat cu desăvârșire.
N-am mai avut niciun... Zic, băi, dacă oamenii mult mai experimentați ca mine știu exact cum să reacționeze în situația asta, de ce să-mi fac eu probleme? A fost, de fapt, o propunere nebunească. Hai să ne aruncăm în gol și vedem noi cum o scoate. Și, într-adevăr, a avut dreptate, că a ieșit bine. Dar în momentul ăla, din emoția și din ce aveam eu pe dinăuntru, toată imaginația mea care spunea câte lucruri poate să iasă prost, câte poate să iasă, dau greș, cu câte aș putea să... Așa, în momentul ăla m-am calmat și zic, are dreptate, Lucian. Nu mai contează, gata, de acum să jucăm și vedem ce va fi. Așa că asta, mai intens și mai amuzant de atât, nu mi-amintesc să fi trăit ceva și mai nebunesc. Teatrul Elisabeta, să te țină Dumnezeu sănătos și să-ți dea Dumnezeu puterea să lași o urmă importantă în istoria teatrului românesc. Pentru că eu cred că poți și cred că spre asta te îndrepți. Și să ne ajute Dumnezeu pe toți. Și mulțumesc! Publicul Teatrului Elisabeta, vă doresc numai belșug și voie bună, pentru că astea sunt condiții esențiale pentru un public consumator de teatru. Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi și că ați fost alături de noi în toți anii ăștia și că acum avem motivul ăsta de bucurie, în plus de bucurie, și să ne dea Dumnezeu să tot sărbătorim așa mulți ani de aici încolo. Mulțumim!